Caz șocant la Timișoara. Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul al 5-lea al unui bloc în timp ce încerca să scape din apartamentul lui în care era sechestrat. Incidentul s-a petrecut luni seară în zona de nord a orașului. Se pare că doi bărbați din Sri Lanka erau ținuți ostatici în apartament de către alți doi străini din Pakistan. Când s-au văzut singuri în apartament, cei doi srilankezi au încercat să fugă, au făcut o frânghie din lenjeria de pat și au încercat să coboare pe fereastră 5 etaje. Materialul textil a cedat însă, iar unul dintre ei a căzut în gol, bărbatul a murit pe loc, apoi cei doi pakistanezi au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Celălalt bărbat din Sri Lanka a fost dus la sediul poliției de frontieră, unde se va verifica dacă are sau nu acte legale de ședere în România.